Bună, Mihai, bună, Cristina! Bună dimineața! Bună dimineața! Ne vedem astăzi să lucrăm cu și pentru bunica Elena, bunica lui Mihai. Încep inducția. Simți cum corpul tău se relaxează din ce în ce mai mult și simți cum picioarele tale se îngreunează și cum această greutate urcă până la genunchi, pe coapse, până la bazin. Simți cum spatele tău se îngreunează și cum te afunzi din ce în ce mai mult cu fiecare respirație a ta și cu fiecare cuvânt al meu. Simți cum abdomenul tău se îngreunează. Pieptul este greu. Mâinile grele. Capul greu. Acum voi număra de la 1 la 3. Iar tu, Mihai și Cristina, căutați și vă conectați telepatic cu partea subliminală a Elenei. 1, 2, 3. Mihai? Da, o percep la distanță. Da. Apropie-te. De-a? Da, mi se pare că e micuță și se joacă cu ceva. Ce vârstă are? Am un jur de 7 ani. Atrage atenția, adică atinge-o în primul rând și identifică. Este. Cere acordul să lucrăm cu ea și pentru ea. Da, este de acord. Cum și-a dat acord? A vorbit sau a făcut un semn? Sau... Mi-a spus că facem ce vrei tu. Da? Acum, Mihai, te uiți în jurul tău și o localizezi pe Cristina, partea ei subliminală. Găsit-o. Da. Identifică-o și pe Cristina. Da, da, este. Acum, hai să vedem și Cristina, să ne spună cum găsește partea subliminală a bunicii Elena. Da. Să povestesc întâi cum s-a întâmplat, da? Da. Deci, am intrat într-o lumină albăstrui violacee închisă, da? Așa mi s-a deschis mie, da? Apoi am văzut corpul energetic al lui Mihai în lumină, tot într-un spot de lumină multicoloră, așa. Am văzut pe bunica, de fapt erau două imagini simultane suprapuse, deci ea în picioare cu o îmbrăcăminte, știi, cu un batic așa, da. Știi, la o vârstă tânără, și ea așezată și se juca cu un fel de păpușă din pănuși acolo, știi, stând jos. Când s-a apropiat Mihai de bunica, s-a dus înspre ea, împrăștea lumină, știi? Lumina locul, așa frumos era, știi? Deci trecea și lumina crea, deci se lipeau razele în jos. Da. Și era un joc de lumină și de culoare, da?
Deci, bunica, în care imagine mergem, Cristina? Eu aș zice că întâi să aprindem lumina complet, Mihai, ce zici? Adică să luminăm totul, da? Tu percepi că numai acolo unde suntem noi și ne desfășurăm este lumină și în rest este întuneric, Orice da? niște entități în jur. Da, haide să luminăm tot. Deci aprindem lumina. Cum ar veni în sfera în care ne desfășurăm, avem o sferă protejată în care ne desfășurăm activitatea, da? Da, ele au făcut asta ca să se disimuleze de asta. Bun. Acum suntem cu care bunică? Cea care este în picioare, adultă, sau cea care este fetiță și Cu se care joacă? vrem. Cu care vrem suntem. Am Da. identificat și eu, de fapt, Da. ambele. Da. Hai să vedem, Mihai, atinge partea subliminală și să vedem ce grad de conștientizare are și ce vibrații. Grad de conștientizare de la 0 la 100 undeva la Da. 7. Da. Vibrație 2-300 de la 0 la 1000. Pe 200 sau 300 sau 200 și 200-300, cam pe ca să acolo nu fi așa, prea da. scump. Da, două și la altă, da. Da, aha. Da. Hai să întrebăm pe partea subliminală de ce se află, de exemplu, aici, se joacă. Unde este? Unde se află? Se Mihai. pare că corpul bunicii, gen neam bâstă, e prins ca și m-ar fi înghețat și ea cum se joacă e ca și o hologramă sau cu ea să fie distrasă de la ce se întâmplă. Și are emoții bune când se joacă și copil și atunci nu realizează ce în jur. Și ea ca și adult e oarecum înghețată în acest joc. Pot să intervin eu? Da. Suntem în mintea ei, da? Da. Deci, Tu, Cristina, tu intervii oricând e de Da. precizat, de Adică clarificat, da? vreau să explic da, Da. ce am observat. Deci, bunica cea mică, copilul cea Da. tânără, deci este locul în care partea subliminală se simțea protejată, în siguranță, da? Iar corpul bunicii în vârstă, cum ar veni, deci este considerat de către partea subliminală, cum să spun, ca un recipient în așteptarea unui eveniment inerent, adică terminarea vieții. Adică are o dublă percepție că se poate întoarce atunci, în momentul când se simțea bine și era în siguranță, se poate întoarce oricând acolo și că cu celălalt corp, corpul adevărat, corpul matur, nu poate să mai lucreze prea bine, da? Adică datele acelui corp s-au schimbat foarte mult, da? Deci Și nici atunci ea nu preferă în interiorul se ei să se refugieze. refugieze, da? Da. În viața când era copil și era fericită, acolo îi place, da? Și acolo își Deci petrece timpul, cum ar veni în... Trebuie să luăm copilul, să-l luăm Da. eu și Mihai de mâini și să-l scoatem afară din minte, da? Da. Practic. Deci mintea în sine cu informațiile ei să rămână un corp separat, iar noi cu corpul energetic, cu esența care s-a ascuns aici, să ieșim afară. Da. Și o facem. Ce se întâmplă după ce ați scos fetița din minte? Eu văd că crește, da? Crește și este o adolescentă, da? Cealaltă imagine care stătea în spate s-a estompat. A rămas ca o fotografie, ca o hologramă, de fapt. Deci crește și acum este o tânără. Da. Este o tânără. Mihai, tu ce percepi? Tot așa și mi se pare că se uită în jur și nedumerită cu ce se întâmplă, unde e. Pare derutată. Pare derutată.
Ce înfățișare are? A unei tinere din vremurile noastre sau o tânără din altă epocă? Cristina. De fapt, este un corp energetic fără, cum să spun, fără indiciile timpului și a Da. spațiului, știi? Adică ceva care transcende timpurile, care poate aparține oricărei epoci în parte. Este o îmbrăcăminte energetică clasică, practic. Este timpul să o punem în fața noastră și să-i punem o oglindă, zic eu, să-și vadă Da. conexiunea. Da. Hai să vedem, Mihai, ce conexiuni își vede în oglindă. Sau dacă nu le vede, o ajutați voi. Se pare că încearcă să se înțeleagă pe ea. Parcă se redescoperă. Încearcă să înțeleagă, atinge, simte, mi se pare că intră în interior, iese afară, e curioasă și într-un fel pare și jucăușă cu informația și energia care o emană. Emană așa ca și o bucurie de copil. După ce s-a simțit, s-a atins, se vede, ce constat? Ce vede? Nu-mi dau seama. Da? Hai să vedem, Cristina, ce ne zice. Este în spate, peste umărul ei stâng, deci este un fel de hologramă de copii a ei, dar acea copie a ei are niște ochi negri întunecoși, da? Și această copie, în care sunt disimulate două entități eterice, fără o formă anume, așa, deci ca și cum se împrăște în această imagine, Form. în această clonă eterică, de fapt. Da. Așa, ei îi transmite informația în corpul mental că este partea întunecată. O să-i spun părții subliminale să nu accepte această informație, da? În Da. corpul ei mental, să o respingă, da? Și să facă un pas în față, împreună cu noi, să-și taie toate conexiunile cu tot ce vede ca să putem lucra cu ea și să se întoarcă brusc cu fața înspre copia care conține acele corpuri eterice, da? Da, ca să o vadă. A făcut? Ce vede? Ce percepe? Dacă percepe, dacă nu, ce ne spui tu, Cristina? Este o ființă transparentă care are în dreptul inimii un fel de minge cu cil în care este un compozit dintr-un alt suflet. Unde este? În corpul ăla eteric? Da, acest suflet a fost purtat de către partea subliminală a bunicii într-un corp, a fost purtat de ea în pântece, da? Deci este un compozit dintr-un copil a ei, dintr-o viață, da? Acea durere, acel copil ea l-a pierdut. Deci l-a pierdut la o lună mare, nu l-a născut, n-a reușit să-l nască, știi? Și acea durere, cum să spun, a rămas foarte imprimată în corpul Corpul ei. emoțional. Da. Și pe baza asta i-au creat o conexiune, da? Nu este bine nici acelui compozit stând aici. Nu. Deci este un Prins. intermediar de parazitare între entitatea propriu-zisă, așa un fel de distribuitor de programe în corpul energetic al bunicii. Pentru că la un moment dat se pare că respingea implanturile normale și conexiunile, da? Și Și s-au atunci folosit de acest compozit da, și s-au l-au. folosit de acest mod de parazitare, da. Cine sunt responsabilii, ce entități de acest proiect? Păi să-i cheme în față pe Da, să-i responsabil, cheme. da? Da, uite, i-a chemat. Da. Ce vezi, Mihai? Niște mantile. Atât?
Ei sunt principalii care au condus Câte mantii? Una mare și două mai micuțe. Cristina, tu ce vezi? Da, mai sunt și în spate. Este și un doctor uman sau umanoid și sunt grei, da? Mm-hmm. Deci parcă stăteau, parcă erau un fel de, cum sunt acele jiaburi de scurgere a apei, da? Da. Și acolo aveau diferite chestii puse înăuntru și în momentul când am început să ne uităm la ele, deci au strâns, au flancat așa în două șiruri și au strâns, știi, chestia aia la care lucrau ei. Mm-hmm. Ne-au ascuns-o, s-au știi, ascuns, da. Da, să nu vedem ce este acolo. Mm-hmm. Păi partea subliminală să le înghețe pe toți ăștia și să le spună să dea afară, să dea în față, să pună în față ce ascundeau. Deci este foarte lung, adică eu văd, să spunem, până unde poate vedea cineva. Deci se întinde mult, mult în față. Mult în față. Eu văd corpuri acolo. Deci corpuri umane și umanoide, da? Uh-huh. Parcă este un fel de bandă rulantă și ele merg undeva, ca la bandă rulantă. Aha, da, da. Sunt transportate undeva. Da, da. Mihai? Poți să ceri informația unde duc aceste mantidele, unde duc aceste corpuri? În proiectul ăsta. Da, încet. Mi se pare că energia cumva îi, cum să zic, dirijată la diferite puncte. În energia acelor corpuri umane, da, și umanoide? Da, ca și cum e făcut așa un fel de rețea, mi se pare. Mm-hmm. Și din fiecare punct se trage energie și ori se alimentează ceva dacă are nevoie, dacă nu merge mai departe. Mm-hmm. Parcă e un proiect tip lanț. Mm-hmm. Lanț închis cumva. E ca o, să zicem, cum vedem lanț închis, vedem ca un circuit banda rulantă de la aeroport? Ca un circuit autosustenabil, cumva. Ah. Da. Și ele trec printr-un scanner, da? Mm. Vezi acel scanner? De fapt, sunt mai multe scanere. Mm. Dar primul îi izbește în chakra inimii, înțelegi? Apoi din ce în ce mai jos, nu au treabă cu capul, pentru că ele parcă sunt într-un fel de somn letal, mm-hmm. știi? Adică sunt, corpurile sunt cumva inerte, după cum cad. Mm-hmm. Aici e cumva și corpul bunicii, Elenei? Da. Îl vedeți pe acolo? Adică e și... și am proiectul ăsta și în această viață se află aici, în acest proiect? Mihai? Se pare că a fost în mai multe vieți. Așa. Și inclusiv în asta. Aici vreau să mă verifice și Cristina dacă cumva merge în afara timpului. Da, dacă da. Dacă și din alte vieți sunt legate corpuri de la, da, aceeași persoană. Hmm? Da. Vreau să... Bunica disting 7 corpuri, mi se... Așa, da, vine informația. Uite-te din profil în zona plexului solar și a chakrei inimii la aceste corpuri ale bunicii strict. Acum oprim banda, da? Ca să putem examina, da? Analiza, da. Așa. Uite-te și spunem ce ai observat. Nu-mi dau seama. Este ca o denivelare, ca o gaură acolo, ca un șanț interior. Și văd așa ca și un tunel în tunel. Așa, mai târziu mergem înainte, deci cu curaj înainte, când se termină cumva procesul ăsta. Deci i s-a luat destulă energie încât au săpat-o, practic, au făcut o gaură, da? Uh-huh. Să vedem ce plantează acolo, pentru că ei plantează. Gaura asta nu este făcută degeaba. Uh-huh. Deci sărim la momentul când plantează, numără tu. Ca să... Da, număr de la 1 la 3. La 3, Mihai, ajunge în momentul în care ei fac, plantează lucruri. 1, 2, 3!
Ca și cum ar să dea copii. Pare ceva proiect de hibridare. Deci ei să dezi niște copii feți sau niște semințe sau ceva? Embrioni, aș putea. Embrioni. Da, și simultan compozit. Da. Compozitul de care am vorbit? Da, înainte, compozitul a fostului așa a fost. Copilaș. Așa a fost introdus, asta e numai așa a fost introdus. Deci o parte, o imagine a proiectului. Da, 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 da. Bunica... ștanțează energetic. Parcă ștanțează energetic și pune trackere și tot felul să le urmărească. Parcă au planuri cu ei. Păi, se probabil că urmăresc dezvoltarea lor, nu? Da, au un fel de misiune fiecare. Nu doar că îi crește ca și creșă. Deci au și niște funcții, vor avea. Hai să vedem dacă partea subliminală a bunicii a înțeles până aici ce am descris, Cristina. Nu prea. Nu? Adică nu ce se întâmplă. Da, da, aș percepe aceste corpuri, este o zăpăceală întreagă. Ceea ce trebuie să facem noi este să continuăm investigația, să mergem la rădăcina asta, da? Da, da. Deci eu am avut un flash în care am văzut armate de copii cu ochii goi, deci născute, cum să spun, niște copii parcă de vârste de 6-7 ani, mergând în flanc, cu ochii goi, parcă sunt hipnotizați, parcă sunt în program de control man, în orice caz. Și văd, cum să spun, cumul, deci echipe din acești copii dirijate în anumite zone și apoi înfiați de familii, da? Pe Terra. Da, pe Terra, sigur. Că. Deci, mi se pare că sunt familii foarte influente. Da. Bogătani și așa. Care îi înfiază? Înseamnă așa. Că este un proiect de plasare a unor hibrizi în rândul acestor familii, Cristina? Nu, Eleonora, pentru că cei care înfiază copiii știu deja ce înfiază, da? Da. Este un program de distribuire a energiei, da? Deci, prin acest copil, odată înfiat sau acești copii, odată înfiați, deci vor fi un portal de energie și pentru aceste familii care nu sunt niște umani tocmai știi? Da, da. Da. Ok, deci am ajuns aici, mai departe. Deci ce e cu copiii ăștia? Ce legătură are partea noastră subliminală cu copiii ăștia? Este una din cele multe care sunt participante la acest proiect. Deci, o parte subliminală, dacă, de exemplu, vine cifra de 49, deci în fiecare viață câte 7. Deci, deci a găzduit acești copii. Da, partea a găzduit, da. Da, da. Și deci îți dai seama că partea subliminală alimentează atât copilul în sine cu energia ei, bine că și copilul în sine are un cumul acolo. Deci mai poate și singur, dar nu are suficient. Așa, deci are un compozit. Dar alimentează hibrizii. Hibrizii și hibrizii duși în familie și care alimentează familiile, da? Păi și cei din... Familii sunt. Sunt hibrizi, deci nu sunt... Nu sunt umani curați. Uman normal, da. Da. Așa, deci ăsta este proiectul, ar fi, da? De câte vieți partea subliminală participă în acest proiect? Că ai zis, Mihai, că de mai multe vieți este în proiectul ăsta. La mi se pare că e de 7 sau 17 vieți. Cristina? Parcă are și pauze între vieți. Da, da. Să regenereze. Da, pe total mie îmi vine... că evenimentul deci primordial a inițial, fost da. 50 de vieți. De? 50 de vieți. Așa. Da, acum 50 de vieți s-a întâmplat. Deci Mihai a dat numărul de vieți în care ea numărul în care a avut copii. Efectiv, a făcut copii, dar ele sunt întreruperi, cum a zis și Mihai, și atunci erau vieți între, da? Da, da. În total 50.
Vreți să vă număr partea subliminală și amintește, are amintirea când a început? E momentul inițial acestui Nu proiect. știu nimica. Nu știe nimica, da? Atunci vă ajut eu, număr de la 1 la 3 și mergeți înainte de a se întâmpla acest eveniment inițial? Bine, număr de la 1 la 3, la 3 al meu, mergeți înainte de momentul inițial al acestui proiect în care a fost prinsă partea noastră subliminală. 1, 2, 3. Unde suntem, Cristina? Întreabă-l pe Mihai. Îl întreb pe Mihai. Ha, Mihai. Nu suntem pe Terra. Da. Încerc să citesc informația planetei, dar Sirius. Ciudate literele și așa. Suntem pe Sirius. Da. Hai că ajut eu, da. Hai, ajută-mi, Cristina, ca să mergem un pic da. Mai așa. Că... Așa. Da. De care Sirius, Mihai? Încearcă să percep care Sirius. A. A? Așa. Da. Da. Așa. Ce se întâmplă acolo? Localizați partea subliminală. Ce face? Am localizat-o. Eu sunt niște... Cum să spun? Parcă este o armată care da. Este împărțită pe detașamente. Și într-unul din detașamente se fac niște trieri, niște alegeri. Este și partea noastră subliminală sub înfățișarea unui bărbat umanoid. Ai depistat-o, Mihai? Da. Ok. Și se triază în ce scop? Adică unii merg undeva, alții merg altundeva. Hai să o canalizăm aici. Da, o canalizăm. Să obținem informații. Da. Mihai, canalizăm, vrei să canalizezi? Da, bine, pregătește-te. Număr de la 1 la 3, la 3 al meu, canalizez partea subliminală. Care este bunica ta, Elena, în viața de astăzi? 1, 2, 3! Partea subliminală. Unde sunt? Păi tu trebuie să-mi spui unde ești. Uite-te în jurul tău. De ce ți-aș spune eu ție? Păi... Noi suntem aici, sunt Eleonora, suntem o echipă cu nepotul tău dintr-o viață viitoare pe Terra. El îmi pare cunoscut. Nu-ți pare cunoscut? Da. Îmi pare cunoscut. Dar voi nu știu cine sunteți. A, el îți pare cunoscut. Ok, păi noi nu ne cunoști pe noi personal pentru că eu și Cristina venim din viitor, da? Mihai, nepotul tău, ne-a chemat. Deci facem o acțiune în care încercăm să vorbim cu tine. Tu ai un corp în viitor, în viața de unde venim, în care ești puțin, corpul este puțin bolnăvior și în acel corp ești bunica celui prin care acum vorbești, lui Mihai. Ai înțeles în mare? Nu vreau să mă gândesc la așa corp. De ce? E distrus. E distrus, da? Cum pot să am eu așa corp? Pentru că... Asta este. Noi acum... Deci eu ce vreau? Să-mi spui cum te numești aici pe Sirius. Aici unde ești? O să-mi spui Arx. Arx? Arx. Arx? Da? Da. De okay. Unde vii? Da. Arx. Din jurul Siriusului. De unde am Iar acum te afli unde? Pe Sirius? Cât? Acum sunt pe Sirius. Vin după un satelit. Cum se numește? Arhimede. Arhimede? Media. Cum? Nu sunt sigur de unde e.
A, nu ești sigur de unde vin? Ia, amintește-ți, numără-ți, numără-ți până la 3 și imediat îți amintești de unde vii. Ți Am fost amintești? creat. Am Ai fost fost distrus creat? de informațiile. Mi-a fost Tu dat. la spate ai un Ce am? pătrățel acolo. Du mâna la ceafă. Așa și lipește de mâna energetică acel pătrățel. Îndepărtează-l încet, încet. Este un filtru ca să nu-ți aduci aminte, da? Îndepărtează-l și cu mâna cealaltă dreaptă vindeci locul, da? Implantul, pentru că este un implant, îl strângi în mână și îl pisezi așa ca sare, îl faci praf. Și arunc. Așa. Acum îți amintești, Arx? Încă în ceață se formează informații, sunt Ok. confuz. De ce ai vrut să particip la proiectul Everest? Ce proiect este asta? Nu știu nimic despre așa ceva, n-am rezolvat Este nimic. proiectul prin care tu ești triat acum și vei fi trimis pe Terra, da? Timp în care tu ai încercat să te autoidentifici, deci am cutreierat prin sălile celor care vă triază, da? Și le-am luat informații. Este proiectul Everest, da? Uite-te, deci, uite, eu îți proiectez dintr-o sală ceea ce am văzut holografic, ceea ce vor să facă ei pe pământ, da? Asta e înfricoșător. Ce sunt aici? Eu nu Îți am venit niciodată așa explică? ceva. Ia întreabă, da? Ridică-te în picioare, evidențiază-te din șir și întreabă pe cei care vă dirijează să intrați prin porțile de scanare. Întreabă de ce te afli aici. Pentru că ți s-a spus. Ce e impertinent? Cum adică mi s-a spus? Întreabă. Deci, Îmi spune să insistă. tac și să-mi urmez ordinele. Spune că am tăcut suficient, de acum înainte nu mai tac. De acum eu pun întrebări pentru că voi toți sunteți în sfera mea energetică, da? Așa spune. Și pornesc. Ce ne simțit? Mi-a închis gura, nu vreau să vorbesc eu. Îmi pierd timpul. Cine e șef aici? Întreabă. Ce urâtă e și chestia asta. Uite, tu pune-ți intenția și mergi și aduci șeful în fața ta. Avem să aici în față ceva colonel așa și miroase și urât. Mă pare cam Pune-l arogant. De ce ești să așa dea cu arogant? spray. Da, spune-i că pute și e nespălat. Și tu scoți un spray și îi dai pe el. Că nu-i suporți mirosul, da? Și am rezolvat. Deci ne-a furat de copii când nu eram destul de conștienți de pe mai multe planete și ne-au băgat în aceste corpuri. Ce, cum arată corpul tău acolo, în care stai avatarul? Nu s-o descriu. E ca și o Uite-te în jurul tău. minerie, am o armură în jurul meu. Sunt mare, sunt puternic, simt forță, dar eu un interior de parcă strivit. Nu-ți place când ai citit acest corp? Cum l-ai simțit? Corpul în sine e puternic, dar în interior ești pur și simplu strivit energetic. Ești ca o Asta spun, cum păpușă. îl simți? Ca o păpușă. Ok, zi Cristina. Ieși afară din el ca să putem lucra. Da. Părăsește-l, deci este un corp în care tu ai Cu fost somn. pusă, da, să o citești cu forță, da? Ieși afară ca să poți lucra cu tine. Am început. Desprindeți conexiunile. Ce face acel corp? Parcă mă trage înapoi. Tai conexiunile. L-am și Tot. ars. L-ai ars? Da. Așa. Deci acum îți amintești, ți-a revenit memoria? Parțial sunt foarte multe și că încă sunt confuz. Îmi vin flash-uri, îmi vin emoții. Uite, te ajută Cristina, da? Colega noastră din viitor.
Te ajută ea ca să dezlușim aici situația? Un pic? O să te iau de mână și Da. Închidem acest portal și mergem într-un de vibrație mai înaltă, da? Unde poți să te reconectezi cu ceea ce îți place și să se redobândește armonia energetică, da? Vreau flori. Flori? Da. Aveai flori pe planetă la tine? Pe locul tău? Da. Cristina, deschideți portalul. Să se deschid. L-am deschis deja. Suntem într-un loc cu flori, chiar și cu iarbă verde. Să se descrie pe ea când era printre flori pe planeta ei. Înfățișarea ei. Așa, zonă. Așa. Ești mică sau mare? 30 centimetri. Da? Da, văd lângă o floare. Da. Ce faci? Zbor. Spori. Sunteți mai multe zâne? Zânișoare? Da, sunt peste tot. Vă jucați? Băieții. Și sunt și băieței? Da. Comunicați? Vă jucați? Ce să mi-ați place melodia. Da, ce frumos. Și sunt și fluturi, înțelegi? Zboară cu ei, dar folosești și ca un fel de cai. Pe fluturi? Încalecă. Ia spune-mi, cum te cheamă aici ca zână? Cine ești? Acum. Sunt multe vocale. Hai să văd cum pot să vă reproduc. Încet. Și cât poți. Ala. Cu multe A. Așa. Vocea lui Mihai Preagras. Ok, mai spune. Aelania. Da. Așa. E mare, mic. Da. Încă un E. L. A. N. I. A. Aelania. Literele mari de la linia de familie. Am înțeles. Ia spune mai Aelania. Poți să reproduci un pic din muzica care mi-ai spus? Și acum nu poți, prin Mihai. Nu am. Nu ai cum? Prelucrează coardele vocale. N-ai voie. Asta e o capcană. Am glumit, dar nu mai canalizează, da. Da. Nu poți să reproduci, nu? Din muzica care îți place. Nu. Locul, cum se numește locul? Nu locul efectiv unde ești, planeta. Ce este? Constelația, ce e un soare, o stea, o unde te afli? Aici încă nu pot să citesc clar informația. Începe cu P. E să traduc din limba. Deci ce este, Cristina? O planetă din Aldebaran? Psinixius. Psinixius. S-a pronunțat, da. Da. Suntem în constelația. Da. Suntem în constelația Andromeda. În Andromeda? Da. Așa. Deci ce s-a întâmplat mai departe, Aelania? Ești acolo? E frumos? E muzica? Ești între ai tăi? Ce s-a întâmplat cu voi? De ce ați părăsit acest loc? Vin niște nave și coboară jos și ne vânează. Fac un fel de pâlnie plasă și captează. Mai departe? Și în ocean. Ca pe niște pești în ocean și în pânza aia parcă dormim. Da. Și mai departe unde vă treziți? Container. Da. Cine sunt ăștia? Ai înțeles? Ați înțeles cine sunt ăștia care v-au captat? Au căști. Au postul. Nu știu cine.
Dar sunt maști. Cristina, ce sunt? Deci eu îi văd ca niște some, de fapt, foarte puternice, în care sunt esențe și reptiline și mantide, memorii, înțelegi? Care citesc. Și mai mult decât atât, deci ființele astea sunt atrase ca printr-un curent electromagnetic. Deci plasa pe dinăuntru pare foarte frumoasă, da? Ca și cum ar fi un eveniment la noi pe cer, știi, ceva extraordinar, o auroră boreală, o explozie de lumini și tu te uiți la ea și admiri și te conectezi și atunci intri în acel câmp morfic și ești atras, așa s-a întâmplat. Deci așa le-au captat, da? Ăștia. Da. De fapt, Da. sunt niște some cu un spirit cu memorie extraterestră, un fel de roboți Da, intergalactici. da. Iar acele containere, deci pe din afară, cumva seamănă cu coșurile noastre de gunoi stradale mari, da? Da. Dar văd că au pereți dubli, foarte groși, între pereți este un lichid sau o energie cu o semnătură care atunci când o ating parcă îmi vine greață. Tu ce simți, Aelania, când atingi? Frică? Câte sunteți, câte zânișoare sunteți aici? O mie? Mii. De zânișoare. Nu trebuie să-ți fie frică, pentru că, Nu! Uite, noi avem toată informația și tu nu mai ești în acel corp, da? Tu trebuie să te umfli cu cel mai înalt punct de lumină din interiorul tău și să pleznești acest container și transmite la toate Ființele ca tine. consoartele, la toate ființele care sunt aici, le transmitem informația. Informații. Și eu și tu. Ce faci? Vibram. A? Vibram. Vibrați? Ne facem toate frică. La unison? V-a pușcat tot. V-a pușcat tot. S-a desfăcut containerul. Da, S-a format ca un fel de arc voltaic între sufletele, da? Da. Și deci s-a desfăcut și fucare în control. Ăștia s-au topit. Deci le văd memoriile că ei vin și nu știu ce să facă. Mai întâi intervin, înțelegi? Da. Deci vin reptilieni, vin mantide, sunt zeta, sunt grei și adună Care ceva materialul, lui pe acolo, da? memoria, dar nu știe Da. ce să facă. Mai formează un fel de plase mai mici, mai sunt captate câteva, dar noi am reușit să plecăm. Eu Ok. cu Aelania. Aelania, da. Este Ok. timpul să o scoți din Mihai. Da, da. Pentru că îl Acum, obosește. Da, Aelania, acum eu număr de la 1 la 3, la 3 al meu, lași, ieși din Mihai, lași pe Mihai, da? 1, 2, 3. Mihai? Da, sunt ok. Da? Ok. Așa, bun, respir adânc. Da, sunt ok. Așa. Nu vreau să-mi șterg ochii. Deci acum ești Mihai cu Cristina și cu partea subliminală a Elania, da? Da. Da. Deci Suntem în așa. Afara navei undeva. Da. Da, suntem într-un portal. Protejat totuși. Sunteți, da? O să ne aduci. Vă aduc eu un... Vor să explodeze nava dacă se poate, vor să distrugă. Bine, dar noi plecăm, voi plecați de acolo. Da, s-o facă. Punem bombă de la distanță. Prin control cu mintea noastră, da? Eu acum ați număr de la un... Vor să se unească toate zânele și împreună să trimită ca și un cântec undă. Haideți, care se umple cu iubire și se dezintegreze tot ce să fac asta, da? Au făcut? Sunt mii în jurul navei, așa percep. Și toate vibrează și trimit așa o undă de energie. Da. Și? Totul se dezintegrează în interior. Și toate care mai erau în sonic, interior da, prinse, scapă. Da, e ca și o undă de iubire, așa, energie, vibrație înaltă.
Dezintegrează tot ce îi cu minus, să zic. Da, ce e de altă vibrație, materia navei și ce au acolo entitățile. Și toate zânișoarele scapă? Da, iar noi acum trebuie să plecăm. Haideți, plecați, vă aduc eu aici și acum pe tine, Mihai, cu Cristina și cu partea subliminală. 1, 2, 3. Sunteți aici și acum? Da. Am intrat pe oșa de mână în șir indian. Da? Ok. Acum partea subliminală, Aelania, cum și-a amintit, i-au revenit amintirile? Da. Încă la 40%. Uh-huh. Încă se downloadează multe. Uh-huh. Este un proces. E un proces, care, da? Da. Dar care este trebuie. Destul de conștientă să înțeleagă ce conexiune are pe viața asta, da? Da. Și să dea, și să dea porcăria aia de înger afară din câmpurile ei, da? Da. Pentru ea vorbește cu el, da? Mă bucur că nu mai este compozitul. Compozitul este la locul lui și compozitul, să știi, că aparține acelei lumi și acelei grupări care a fost captată. Da? Vreau să mai adaug că Andromedanii, o facțiune andromedană, deci a ajutat la acel proces care s-a întâmplat, la captarea părților subliminale. Uh-huh. Deci erau fricțiuni și erau patru facțiuni, da? Da. Fiecare cu rasa cu care colabora, trei, una singură rămăsese de Andromedan, cum ar veni, de bună credință, da? Deci trei colaborau cu entitățile și una era da. Facțiunea din care face parte partea noastră subliminală, de zânișoare. Da. Da. Care au fost, practic, trădate, da? De celelalte trei da. Facțiuni. Da. Și s-a chemat proiectul ăsta Everest pentru că la nivel mondial, deci când m-am dus, când Mihai a canalizat-o pe ea, eu m-am dus și le-am scobit pe acolo, că de asta am vrut, știi? Da. Am văzut o portiță să scobe. La un moment dat am intrat într-o sală în care erau entități și era Terra în sine, știi, acolo, ca o da. Hologramă mare. Da. Și ei vreau să creeze un fel de structuri cu aceste armate de copii cu control mind total, știi, ca niște munți. Da. Așa, cu niște vârfuri care să susțină domnul Matrix-ul în sine. Uh-huh. Știi? Da. Da. Ok. Hai să vedem cu... Deci entități nu mai era, compozitul făcea, s-a dus la locul lui, da? S-a atașat. A rămas îngerul ăsta. Îngerul da. A rămas. Să-i... Da. Practic, dacă partea subliminală ce vrea să facă? Vrea să anuleze linia temporală? Da, a anulat-o deja, gata, deci a tăiat-o cum ar veni. A, când a explodat da. Acolo? Da, în momentul când venim pe ușă, nu mai există linia temporală. Bine, când am declarat și de-aia. Da, dacă da. Rămân, okay. Da, în fin. Așa, da. Deci de ce vreau eu... să plecăm. Da. De asta trebuia să plecăm, ca să nu fim prinși. Ok, deci a rămas îngerul pentru că ăsta e din conexiune din viața asta, da? Da. Să blocheze îngerul în față și să-i ceară să dezinstaleze total toate programele lui din corpul ei mental. Da. Tot ce se creează ca emoție de la asta în corpul emoțional. Acum pe loc. Să-l facem și mai mic decât ea. Să-și arate și adevărata formă. A, să-și arate puterea, să-și înțeleagă puterea partea subliminală sau de ce vrei să da, faci? Să și facă entitatea mică. Da, să ca facă. Ca să prindă și ea curaj. Da, să vadă partea subliminală că e în sfera energetică și că aici poate să facă tot ce vrea, da? Da, trebuie să-și amintească asta. Da. Și-a amintit partea subliminală? Parcă se joacă că îl aruncă șansă. Așa e. Deci partea subliminală a venit cu o durere nemărginită în toate evenimentele astea. Da. Atunci când deci le-au arătat că le-au vândut propriilor semeni, cum ar veni, da, știi? Da. Deci în momentul când au încercat să-i hibrideze, să-i transforme, să-i bagi în corpuri și ei refuzau, atunci le s-a dat informația asta. Și informația asta i-a copleșit. Au decăzut energetic și așa au putut fi transformați. Acolo pe Sirius A?
Vorbim nu, de corpul ăla, nu, înainte, înainte. înainte, înainte, da. Ok. Și asta i-a copleșit și a decăzut, au căzut energetic. Da. Hai să vedem partea subliminală să-și facă o curățare emoțională. Dacă trebuie să-i ceară contractul. Da. Să-i ceară la înger contractul și să-l ardă. Și pe contract și pe înger. Păi, da. Să-l trimită. Nu va comulga la. Da. Și de ars poate să-l ardă la o, adică să-l pârlească puțin. Da. Puțin, mă. A făcut? Da. Ok. Mai este sub capitole la contract, să ceară tot. Să ceară? Deci a scos tot. Da. Să-l cântărească, să-l verifice. A scos orice avea implantat în mentalul ei, ca și program, da? Ok. Să ardă ce a mai găsit. Îngerul l-a dus în vacuum? L-a trimis? Da. Îți dai seama că ea vorbea cu nu știu câte ființe, deci vorbea cu compozitul, vorbea cu entitățile, vorbea cu îngerul și toate le considera alter ego-uri, da? Da, și îngerul era, implantase memoria cu toate programele. Ok, acum hai să-și se curețe emoțional de toate emoțiile astea, da? Pe toate, da. Pe linia galactică, pe linia cu tot temporală. Cu rădăcini. Da. Să smolgă toate rădăcinile și să curețe, să vindece, da? Să se uite când era acolo zănăști la corpul emoțional și să se uite la cel de acum și să-și construiască un corp identic atât de valoare atât de înaltă, da? Și să vadă matricea ei originară de încarnare, da? Fără contracte, fără conexiuni cu ființe de joasă vibrație, încarnări libere la care ea consemna să participe, da? Pentru că sunt în planul creației și să o suprapună peste matrica imaginea. Da. Asta, care a avut-o. Este ca și cum apeși o chestie, știi, ca un capac cu multe puncte, știi, înăuntru și iese fum, ies codurile de întuneric. De asemenea, să-și adune toate esențele, a făcut un fel de havuz plin de energie înaltă, așa, și să-și adune toate esențele și tot ADN-ul din orice timp, spațiu sau loc și de pe orice linie temporală, din trecut, prezent sau viitor, adevărată sau falsă, și din depozitul lor de acolo, că v-am văzut, da? De depozit, cum să spun, avea pachete de ADN și ei făceau ființe în serie cu ADN-ul lor, știi? Un fel de fabrică de ființe în serie. Da. Așa. Și să dea... Hai spune. Are niște contracte care sau promisiuni care le-a făcut și nu le conștientizează? Deci acum în încarnări din Terra? Deci acum niște stringuri care trag în jos. Da. Dar deci... ea e într-un proces de conștientizare acum, nu? Chiar tu ai spus că nu era. Deci, da? Deci urcă. Ea... Nu le vede. Deci tu vezi o imagine a ei din trecut conectată cu ceea ce facem acum. Da. Pentru că în momentul când ea și-a pus matricea originală, toate acestea au dispărut, da? Uite-te la imaginea asta de refacere. Și uite-te cum și-a tras. Cred că ai văzut momentul în care ea era în legătură cu pachetele de ADN. Acolo te-ai dus. În imaginea aceea care te-am dat. Deci uite-te la... Da, am reușit. Așa, uite-te la ea acum, aici. Acum aici. Da, acum strălucește. Așa. Hai să... Deci are... A curățat matricea, Cristina? Da? Toate, nu mai are nimic programe, nimic. Totul este strălucitor, curat, emoții. Se curăță matricea, se curăță orice formă de program. Da? Acum vreau o conectare totală între cele trei părți ale ei de aici, da? Adică ține spirit,
da? Da. Conștiința și ea, esența, da? Sufletul. Da. Să se îmbrățișeze, să se perceapă, să se alinieze și să citească armonizând relația cu corpul fizic, da? Știi cine provoca depresia? Plângăciosul, îngerul. Da. Da, el plângea. El o făcea să, așa. Deci, ca și cum era în imaginea paradisului pierdut, da? Ea Da, era da. ținută aici captivă ca esență în acest corp etera și ei o așteptau cu lumile lor, cu pășuni verzi, cum ar veni. Și spunea, uite, tu nu poți să pleci, tu nu poți să vii cu mine, trebuie să mai stai aici și ea cădea în depresie. Da. Aș vrea, cred că ia și medicamente, Mihai. Da, ia ok, pentru hai să-și, Alzheimer. Pentru Alzheimer. Hai să-și curețe atunci sângele, Cristina, de Și semnătură plasma, energetică și da. plasma Da. A medicamentelor. Celulele din creier pot fi regenerate. Celulele Pot fi din creier. Defectate. Deci celulele din creier, să spun, Mihai, deci partea subliminală este conștientă totalmente, după cum vezi, da? Da. Mai rămâne să se reconecteze și să lucreze cu ea însăși, da? Asta este nevoie ca mintea terestră să nu se mai amestece în câmpurile morfice din jur, da? Deci ea să fie conștientă ca tine și ca mine și să aibă încredere de plină, 100%. Deci Să este se un... conecteze cu rugăciuni. Da, este Să un... nu revină. Stai să Păi, vezi. nu revin, că Auzi? ăla l-am scos. Uite, uite-te, te rog, deci într-o posibilă scenă. Dacă o, Da. da, dacă o rugăciune mai poate face ceva la această parte subliminală conștientizată, da? Adică dacă intră ca informație în sfera energetică, dacă, sau dacă alunecă Pe pe lângă. lângă. Că se deschide un portal și automat simte lumina și se închide înapoi. Deci poate să, asta ai vrut, a vrut Cristina să evidențieze, deci poate în fizic să se mai roage, dar nu mai au nicio, nu mai intră în sfera energetică, nu mai ating sfera energetică a părții subliminale, Adică da? partea Foarte interesant. fizică. Da, vezi, partea subliminală practic scoate ștecherul din priză când rosește rugăciunea, da? Deci Da, ăla parcă se uită așa la vorbește televizor în singură, gol. bunica. Da, parcă se uită la televizor în gol și își imaginează ce. Da, sunt niște Ce cuvinte în vânt. interesant. Da. 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 Așa cum a să-și pună genduța cu parașuta pentru Da. ieșire din Matrix, da, cu programul de ieșire din Matrix. Să-l Să citească, taie, da. să-l Să taie toate adapteze. legăturile cu fiicele, soțul, fostul soț. Tot Le-a ce a tăiat cunoscut. mai. Da? Le-a Le-a tăiat? tăiat. Da, da, da. Bine. Să mai taie dacă mai observă. Deci toate legăturile nebenefice cu orice ființă din orice timp, spațiu sau loc, practic, da? Da. Aș vrea Așa. să avem două întrebări, să le ne uităm pe ele. Asta Da. ca să fie și Mihai Da. liniștit. Dacă sunt legături karmatice, Mihai, cu fetele, cu membrii familiei și fostul soț? Au fost? A avut? Ce-ți vine, Mihai? Da. Au Parcă avut, m-au da? avut vieți împreună, da. Deci sunt. Legături au fost. Cauza operațiilor, atâtea operații care le-a avut, cine răspunde? Cine a răspuns? Bine, era din, făcea parte din programul Dezintegrarea karmatic. în matrice, cum ar veni în energie. Se defecta și corpul, plus ce încercau ei să mai facă. Grei. Deci erau aceste entități care le-am găsit, da? În sfera În energetică. cauza corpurilor pe bandă rulantă. Da? Acolo s-a provocat, sigur, Că se era trăgea dat de energie. energie de zona asta, sigur. Și hibridarea și introducerea compozițiilor. Deci a fost o situație foarte complicată. Instalația în care era, proiectul în care era băgată, da? Da. Ok. Deci împreună cu fetele, Da. scuze, a făcut parte și cu soțul a făcut parte din proiectul Pangea.
Adică E alt proiect mare, alt da? proiect, da, și Da. vechi, înțeleg dacă se numește Da. Pangee. Da, și Everestul este un punct care s-a continuat, restul s-a rezolvat, n-a fost viabil, da. Ce este proiectul Pangee? Ia uite-te, Mihai. Uite, eu vin lângă tine și îți deschid informația în fața ta ca tu să o accesezi. Ia uite-te. Vezi ce făcea proiectul Pangea. Terraformare și instalare Matrix. Exact. Vin Vezi multe cu... informații. Mi-e greu Vezi? să le percep. Așa. Ia, fă-ți acolo, cum să spun, un riuleț ca informația să-ți vină încetişor, încetişor. Da? Și o să Au se ceva descarce în dispozitive continuare. în interior, parcă au Da. dispozitive în interior, parcă mută, parcă merg pe roți. Nu știu. Vezi cum împart continentele, cum le sparg? Vezi cum le distribuie în funcție de zonele energetice de care ei au nevoie? Este asta un fenomen natural? Nu, parcă tot e pe roți, ca o scenetă de teatru când face background-ul. Trage decorul. Când mută Da. decorul, da? Exact. Ok, ieșim de aici. Fă ca ei, stai un pic, să facă ca informația să curgă și să o primească lens, o poată percepe, înțelege cum trebuie, da? Și după ce noi ieșim de aici, să-i vină în continuu, da? Pentru că el e pasionat de lucrurile, de Terra, istoria Terrei. Ok, ai făcut, Mihai? Ți-ai pus comanda? Bine. Acum suntem aici și acum, cu partea subliminală. Aș vrea să... Cristina, dacă partea subliminală vrea să ne să-i transmită ceva părții fizice sau lui Mihai? Păi lui Mihai poate să citească el singur ce transmite. Mihai, vrea să-ți Părții transmite fizice ceva? nu vrea să-i transmită deocamdată, transmite la nivelul ăsta, că, adică nu înțelege Nu informația înțelegi. deocamdată, da, mintea fizică. Mihai, ție ți-a transmis ceva? Vrea să-ți transmită ceva? Dar să Sunt îmbrățișeze aici. mesaje de iubire, de încredere, de mulțumire. Dar are ceva mesaj pentru fiice. Da, Adică are dacă pentru nu poate fiice? ajuta Cristina până sintetizezi ce îmi trimite mie. Pentru fiice, Cristina? Eu nu văd un mesaj al meu pentru fiice, da? Nu? Eu știi ce văd? Ca niște flori zburând de culoare aurie, știi? Și părțile subliminale ale fiicelor prind, știi? Așa ca din aer aceste mesaje scurte și le dizolvă, da? În orice caz, deci, cum să spun, una dintre fiice are conștiența slabă și o ține în programele religioase, da? Pe Cealaltă una nu. dintre fiice este decedată, urmează. Cristia, uite-te, Da. care conștiință slabă. Cealaltă nu. Da. Da. Deci e cea Da. decedată care Da. mai are Da. influență. Ok. Hai să Eu vedem. am văzut, am văzut o vie, bine, mersi, înseamnă că este într-o vie ceva, Da, cred. da, Da. da. Ok. Hai să mergem, să meargă partea subliminală să-și curețe casa. Da, și Mihai ne spune ce a perceput el ca transmisie, că a decodat între timp. Da. Dar el a rămas să uite în informațiile cu Pangea, cred că el Da, eu nu... da, da. PS-ul e în Pangea, eu scuze. Da, ok. Lasă că primești informația, deci nu o bine, să uiți. Mihai, și când Se... intri Da. în Setează-te prima să nu o ocazie, o uiți, vezi. da? Noi suntem ca și o echipă, așa, când lucrăm, ne lăsăm liberi. Da. Și ne dividem cumva. Da. Hai să... Deci partea subliminală curăță casa, da? Cristina? Da. Mihai? Da. Da, o curăță. Nu mai sfoare, e un fel de păpuș, cum să spun, ca o sperietoare de cior.
acolo, dar nu așa cu pălărie, un fel de formă gând foarte puternică pe care gândurile ei se lipeau și parcă se cusea, se întrema și mai bine, știi? Și a dezolvat acea structură a ars. Și așa și din sol, din partea de jos, din dușumea, din pământ, este tot felul de rădăcini pe care ea a spus, știi, ca să iasă acele din acele puncte, acele energii, le identifică, da? Deci, planul dușumelei este ca un țintar care are anumite puncte, cerculețe, știi, în care au fost un fel de conexiuni, da? Deci așa au pus-o ei să stea în asta, să circule pe asta, ca și cum ar fi pion pe o tablă de șah și nu are voie să pășească oriunde, deci numai în punctele gata stabilite, știi? Conectându-se ceva cu omostața unei forme gând anume, ca să alimenteze. Da. A Gata. curățat? Da. Pus o bombă acum. Da? O bombă de Ok. lumină pură. Bine. Acum eu mergem pe canalul abundenței benefice, toți, și închid Da. înregistrarea.